Gabriela Firea, ieire incendiar, acuza ei extrem de grave la adresa liberalilor. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a avut o ieire extrem de dur la adresa liberalilor din Consiliul General, dar și la adresa lui Ludovic Orban, liderului PNL București, Cristian Buoi. Firea arată ce liberalii blochează lucruri în capital pentru ce au interese ascunse alături de firmele apropiate. Trebuie să acționăm mai energic pentru a discuta și a stabili încă o dată ce avem de făcut. În primul rând, în ceea ce privește gropile, seriozitate maxim solicit. Eu știu ce ai monitorizat deja, și avem o situație foarte clară a gropilor, acestor cratere de peste terenuri zile și trotuarele capitalei. A face paranteze, a dori să explic bucuretenilor ce dacă domnii consilierii generali din opozie, în special cei din partea PNL, ar fi înțeles ce este în interesul cetenilor să rezolvăm cât mai rapid aceste probleme, însă din nefericire, din cauza unor oameni care se gândesc. Fac un apel direct la domnul europarlamentar Cristian Buoi, dar și la domnul președinte al PNL, Ludovic Orban, care a fost viceprimar al capitalei și parcă a uitat cât de greu se conduce o primărie. Dacă domnii de la PNL nu se opuneau din răsputeri unui tip de administrație modern, noi am fi dat aceste lucruri către firmele proprii, nu am fi mers pe vechile contracte, mult mai costisitoare pentru bucureteni. Vom face un calcul și vom vedea cât ar fi costat asfaltrile din această primvară cu propriile companii și cât va costa acum factura pe vechile contracte, iar diferența o vom imputa consilierilor generali ai PNL-i domnului Ludovic Orban. Din cauza celor de la PNL, noi trebuie să ne rugăm, din nou, de vechii constructori și să fim acum, zicea un celebru personaj politic, cu ceciula în mână. Consilierii generali ai PNL au interese personale, au interese cu firmele de casă, nu vor să se oprească. Ei o duc foarte bine, cu vacane exotice, cu haine de firmă, ei o duc foarte bine, a declarat Gabriela Firea.